Accidentul s-a produs miercuri dimineața pe DN71 la Mircea Vodă, în județul Dâmbovița. În eveniment au fost implicate 3 autovehicule, 2 autoturisme și un microbuz de transport persoane. Conducătorul microbuzului spune că șoferul Loganului ar fi derapat din cauza vitezei. Cine? Care dintre mașini? Loganul? Loganul, da. Am înțeles. Dar era cu viteză sau nu? Avea ce viteză? Bineînțeles că avea viteză. Și cum s-a întâmplat? A intrat în ce a intrat? Și apoi în aricășat în... Nu, eu i-am evitat, că intram și eu, eram în spatele lui Loganului. Asta e șoferul de pe... Da, da. Am înțeles. Avea și pasagerii? Da, sigur. Am înțeles. S-au speriat? Acum că s-au speriat. Dar n-ați avut victime, nu? Adică n-a fost... Nu. Și ați tras de volan și v-ați intrat în șanță. Da, cât să evit, ca să nu intru, că intram și eu în Logan. S-au înțeles că erau victime, au fost victime în... Da, au fost, da. 3 în BMW și 2 în... Înțeles. 2 femei în Logan. Ne-a speriat, Oleg, și cazul că am fost în față lângă șofer. Bine că nu s-a întâmplat mai rău. Unde mergeați? Unde mergeți, de fapt? În urma impactului violent dintre cele două autoturisme, 5 persoane au fost rănite. Ele au fost scoase dintre fiarele contorsionate de pompierii de la descarcerare și predate medicilor de la ambulanță. Ambulanța Dâmbovița a fost solicitată la un accident rutier cu multiple victime, dintre care două încarcerate, toate politraumatizate. Li s-au acordat primele îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind toate transportate către Spitalul Județean Târgoviște. Polițiștii fac cercetări acum pentru a afla cauza producerii evenimentului rutier. Echipa de cercetare s-a deplasat la fața locului, unde a constatat faptul că s-a produs o coliziune între 3 autovehicule, în urma căreia 5 persoane au fost rănite. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.